Bună ziua tuturor! Acum suntem în grădină, pe rândurile unde am avut smeură și v-am arătat cum se taie smeura remontantă, polca, de la fața pământului și v-am spus atunci că vor crește alte tulpini și pe aceste tulpini, din luna iunie la sfârșit, vom avea până de înghețul recolte într-una va da rod. Dar în luna mai, când deja tulpinile au peste 20 de centimetri, noi trebuie să facem o alegere. La o rădăcină nu lăsăm mai mult de 4 sau 5 dacă rădăcina este mai puternică. Vedeți aici această tufă, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tulpini, 11. S-a dezvoltat așa bine și a avut 11, noi lăsăm 5. De ce? Pentru că are o rădăcină foarte puternică. Dacă noi lăsăm toate aceste 11 tulpini, roda va fi mică, va da rodă, va da și aceasta de la sfârșitul iunie până în dânghețul rodă, dar nu va avea putere rădăcina ca să le crească bine și vor fi mai mici și noi am observat că dacă le alegem și lăsăm 4-5 tulpini, rădăcinile au putere ca să crească mai mari boabele de smeură și să dea mai multe. De aceea vom începe să tăiem toate tulpinele. Vedeți, începem să tăiem cele mai mici. Întotdeauna căutăm să tăiem cele mai mici. Așa, prima dată tăiem cele mai mici. Asta e încă mai mult de 11 avut. După care începem să tăiem în mijloc ca să lăsăm 4 sau 5, dar nu chiar una lângă alta. Uitați câte tulpini a avut. Deci are o rădăcină foarte bună. Uitați. Acum aici avem 5 tulpini. Aceste 5 tulpini vor crește la înălțimea mea și mai mari și vor da recolte bogate. O să facem, dacă vrea Dumnezeu și trăim, o să facem filmări și atunci, ca să vă arătăm ce recoltă bună dă acest soi de smeură. La fel, suntem la altă tufă, ca să facem o repetiție. Avem și aici foarte dezvoltat. Nu avem ca cealaltă, de aceea vom lăsa doar 4. Nu avem, vedem că nu este o rădăcină chiar așa bună ca cealaltă și vom lăsa doar 4 tulpini. Lăsăm aceasta. Așa, una, două, trei, de aici mai tăiem încă două. Aceasta este a patra. Rămân 4. Aici avem o altă plantă de smeură. Vedem că are o rădăcină mai puțin dezvoltată, o plantă mai slăbuță, are 3 tulpini, le lăsăm toate cele 3. Cam cât ar fi ideal să lăsăm? Ideal pentru o plantă bună de smeură este 4 sau 5. Așa, uitați aici. Aici avem iarăși o pădure întreagă. Lăsăm aceste două mari. Aceasta o tăiem. Începem întotdeauna cu cele mai mici. Să lăsăm cele care au crescut cel mai bine. Deci 2, 3, 4. Tăiem. Unii ar putea zice că dacă nu le tai, ai mai multă smeură, chiar dacă e mică. Nu are putere, da. Și eu la început am crezut așa, până ce un prieten care avea de mult timp smeură mi-a arătat că dacă las 9-10 tulpini, am mai puțină rodă și mai slabă decât dacă las 4 sau 5. Și în momentul când am aflat acest lucru, așa am făcut și am avut rodă mai bună. Uitați, rămân acestea. La această tulpină avem mai multe, cele mici le tăiem, așa, una, două, trei, patru, lăsăm doar 4. Aici la fel, avem mai multe de 5, tăiem cele mici. Parcă e o mică pădure, chiar s-o rândesit. Da. Ca o pădure. Dar de ce se îndesesc chiar așa? Pentru că
Le-a mers bine. Le-a mers bine, le place aici la noi. E solul bun? Aici am pus gunoi de oaie acum 3 ani și gunoiul de oaie se pune doar o dată la 3 ani, plus am mai dat cu îngrășăminte foliare bio în timpul vegetației și anul trecut și aceasta le-a ajutat. Așa, și aici lăsăm 4 și aici vom lăsa, tăiem toate care sunt mici și lăsăm doar 4 pentru că vedem că are o dezvoltare mai mică. Așa. Este bine să lăsăm între o tufă și altă tufă măcar 30-40 de centimetri pentru ca să poată pătrunde lumina și soarele, că altfel frunzele nu vor face fotosinteza, bolile se instalează mai ușor dacă sunt umbrite și totdeauna un arbust crește mai bine dacă are soare, aerul circulă și această operațiune o vom repeta peste 2 săptămâni. Pentru că din pământ, din rădăcină vor da alți lăstari și în fiecare an de cel puțin 2 sau 3 ori trebuie să fac această rădire pentru că și acei lăstari mici, dacă îi lasă crească, e din puterea rădăcinii și rădăcina se luptă cu mai mulți, cu 9 sau 10 lăstari, chiar dacă sunt mai mici, încearcă să-i crească și pe ceilalți și nu dă seva la ăștia mari care trebuie să ajungă la sfârșitul iunie cu rod. Și atunci eu tot la 2 săptămâni îi plivesc. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Vă așteptăm la un alt videoclip. Pe curând!